seara. Bună seara. Bună seara, iubito. Bă, ești prost. Începe greșit. Doamne, ce emoții am acum. Bine să mă întorc, îți spuneam bună seara, iubito. Acum am întors. Cum te numești? Mă numesc Alexandru Donescu, am 23 de ani și... Și bine ai venit în echipa mea. Mai devreme mă uitam în public când făcea o doamnă semn că e ceva pe scenă frumos. Acum îmi făcea un domn semn, zice. Și nu înțelegeam, zic, adică n-are sâni sau ce? Nu. Niciodată în viața mea nu mi-am imaginat că e un bărbat care cântă pe scenă. Ai o voce specială. Mă bucur foarte tare că m-am întors. Eu m-am întors pentru o voce de femeie. În general, bărbații care au voci mai subțiri, mai aproape de vocile feminine, în general sunt bullied așa de oamenii din jur, de prieteni. Se face mi s-a mult, întâmplat, mi s-a întâmplat chiar mișto, și de prieteni. Da, se face mult mișto pe seama asta. Da. Țin să-ți spun și să... accentuez treaba asta, chiar ai o voce specială și mulțumesc chiar... Mulțumesc mult de tot, chiar mulțumesc cred că, chiar cred că ești un mare plus pentru emisiunea Vocea României. Mulțumesc din suflet. Eu nu sunt de acord, adică nu sunt de acord neapărat că o voce feminină e bullied într-o o voce feminină într-un bărbat sau capacitatea unui bărbat. Întreabă-l. Da, nu știu, am avut experiențe neplăcute. Depinde de unde vine acest bullying, știi? Adică, mă rog, e o chestie care nu știu cât merită dezbătută. Eu am cunoscut contratenori și oameni care cântă cu o voce aproape de cea de femeie, care toți au aceeași poveste. Da, mie mi se pare interesantă, mie mi se pare extraordinar provocarea pe care oricare dintre antrenorii de aici ar o are cu tine. Simt că vocea ta poate să cânte mult mai multe lucruri decât doar piese eminamente de voci feminine. Și cred că aș putea să te ajut dacă îmi dai posibilitatea, șansa să lucrez cu tine. Felicitări oricum în orice mulțumesc echipă ai. Mulțumesc foarte mult. Domnul Brânciu? Domnișoară. Ați zis tot? Nu, n-am zis nimic. N-am zis nimic, te rog. Bine, mulțumesc. Drag. Eu țineam neapărat să rămân la urmă, nu neapărat pentru că vreau să zic ceva nou. Probabil ai auzit de multe ori acest discurs. Poate nu știu cât de important e pentru tine să vină din partea noastră sau un... Este foarte important. Ești un om special. Eu când m-am întors, într-adevăr, colegii mei au dreptate, toți ne-am întors pentru o voce feminină, m-am întors, vreau să neapărat să menționez, m-am întors prima. Deci să ții minte asta! Nu! Să ții minte asta! Nu, scuzați-mă. Eu m-am întors primul, Irina. Nu, tu nu știi nimic. Tu n-ai văzut. Eu m-am întors ultimul. Și tu erai tot cu ochii închiși. Deci nu știți nimic, eu m-am întors prima. Te-ai întors cu capul? Glumesc, nu. Nu, m-am întors în același timp cu smiley. Ești un om special și indiferent care ar fi povestea din spatele tău, dacă ai o poveste, dacă n-ai o poveste, nu contează, pentru că vocea ta transmite ceva și transmite ceva frumos care ajunge la sufletele oamenilor. Eu tare, tare mi-aș dori să-mi dai șansa să lucrez cu această voce și cu personalitatea din tine. Mulțumesc mult, mulțumesc. Eu cred că fiecare dintre noi are acest tip de bullying, de... de țintire a cârcotașilor, a ideilor, a vorbelor cârcotașilor, dar acest lucru este un fapt întâlnit în show business, în fiecare țară, nu numai în România. Ceea ce contează este că sunt oameni care te apreciază. Pentru ei devii astăzi o vedetă, o persoană cunoscută, o persoană care a întors patru scaun, o persoană care a surprins, pentru că asta, de fapt, e magia vocii României. Acest lucru pe care l-ai văzut, noi, de fapt, am fost cei surprinși, noi, de fapt, am fost spectatorii tăi. Dacă vei veni la mine în echipă, nu-ți promit marea cu sara. Vreau să facem un lucru bun și sper să reușim împreună. Te felicit încă o dată. Mulțumesc frumos. Am să merg mai departe cu... O, Doamne, ce greu e.
Păi lasă-mă să mai zic ceva. Auzi, dacă vrei te mai lămurim, nu, dar pune-ne niște întrebări așteptare. Noi toți te dorim. Nu, dacă nu ești hotărât, dacă nu ești hotărât, lasă-mă să spun ceva. Lasă-l să aleagă, frumusețe, mică de și ce? Simpatică. De ce? Lasă-l să aleagă. Dar vreau să mă lupt pentru el. Dar și doresc să fac chestia asta. Putem să te mai lămurim. Să știi exact ce se întâmplă cu această pauză activă. Uită-te la el. Nu, toate camerele sunt pe vorbești foarte mult și noi aici încercăm să ne mai lăsăm și loc. Nu, toată lumea vorbește mult. Lasă-l pe el. Lasă-l pe el să vedem exact căutarea răspunsului. Juratul la care asta mă duc. Asta e, iau decizia, am să merg mai departe cu Irina. Bravo, Irina, ești specială. Bravo, Irina. Mulțumesc și eu. Bravo, Irina. Mulțumesc. 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 La revedere, mulțumesc mult. Nu. Felicitări, Irina. Nu e bine. Nu! Nu înțeleg! Pentru că vorba multă sărăcia omului, ați început să vorbiți toți unii păi peste care alții. Păi vorba multă? Ce vorba multă? Chiar n-am vorbit. Nu, eu în cască la mine era haos. Era haos. Bă, ce mișto era ăsta, bă, ce făceam cu el. Nu știu, bă, dar mi-ar fi plăcut. Bă, m-au zis pe mine? Mi-a stăiat în cască sau ce? Făceam niște momente mișto. Alo? Așa, s-a dus la Irina acest. Da, Irina, draga mea. De ce eu nu pot să fac momente mișto cu el? Păi nu, dar nu mai pot eu. Dacă nu faci tu, da, fac eu. Nu mai pot eu să fac. Da, corect, dacă faci tu, nu mai poate fac el. În cea de-a doua rundă de audiții pe nevăzute, Tudor a cucerit-o pe Iasmina. Irina a fost mai harnică și a luat în echipa sa trei voci: Emanuela, Marina și Alessandro. Smiley se laudă și el cu două voci masculine, Dragoș și Doru. Iar Horia Brenciu l-a câștigat pe Alexandru.